Cea mai mare risipă s-a făcut în momentul în care au fost plantați 10 de puieți de mesteacăn, salcie și tei în cel mai mare parc al orașului. În perioada 2009-2010, pentru un puiet de mesteacăn, pe atunci un mesteacăn în toată regula, acum în zilele noastre, primăria Ghimbav a plătit între 1500 și 1800 de lei potrivit procurorilor DNA, în condițiile în care de la Rom Silva un astfel de puiete putea fi achiziționat cu prețuri cuprinse între 12 și 48 de lei. Simple stații de așteptare a mijloacelor de transport în comun au fost cumpărate la prețuri exorbitante, deși nu au absolut nimic ieșit din comun. Deși poate părea greu de crezut la prima vedere, în acest moment eu aștept autobuzul într-o stație pentru care primăria Ghimbav a plătit peste 18.000 de lei. Procurorii DNA susțin că acest preț a fost supraevaluat de mai bine de 6 ori, întrucât la comercianții de profil o astfel de stație de autobuz se amenaja cu prețuri cuprinse între 3.200 și 4.000 de lei. Risipă din bani publici s-a făcut și pentru achiziționarea coșurilor pentru gunoi. Locuitorii din Ghimbav se pot mândri că au parte din loc în loc de coșuri de gunoi foarte scumpe. La cum arată, deși pare greu de crezut, acest coș a fost cumpărat de primăria Ghimbav în perioada 2013-2015 cu, atenție, 1800 de lei. Deși procurorii DNA susțin că un astfel de coș cumpărat de la un comerciant obișnuit ar costa între 140 și 400 de lei. Locuitorii din Ghimbav sunt supărați că primarul pur și simplu și-a bătut joc de banilor. Mi se pare aberant prețurile, la asta mă refer, adică aberate așa, nu știu, peste vorbim despre măsură. O risipă așa banilor. Da, este o risipă, da, ar trebui să investească mai mult în sănătate, în educație. Pe un coș de gunoi să dai 1800 de lei, mi se pare mult. Mi se pare puțin cam... Mi se pare. Deci e un preț deplasat, da, față de cât ar costa. Nu e bine, normal că nu e bine. Nu știu. Să răspundă cine o plătește. La prețuri de până la 10 ori mai mari au fost achiziționate de primărie, printre altele, indicatoarele de intrare în localitate, stâlpii de iluminat stradal, panourile de afișaj, dar și stingătoarele pentru incendii. Curtea de apel Brașov va decide mâine dacă Dorel Toma va ajunge sau nu după gratii. Asta după ce procurorii DNA Brașov au contestat hotărârea prin care un magistrat al tribunalului a respins săptămâna trecută propunerea de arestare și a dispus instituirea măsurii controlului judiciar. Totodată lui Dorel Toma i s-a interzis și să exercite atribuțiile de primar.